Căminul cultural din Nicolinți, construit în anul 1955, se află astăzi în stare deplorabilă și necesită o restaurare completă. Formal, el aparține statului sârb, care este dat în folosință comunității locale și noi, ca societate culturală artistică, doar avem dreptul ca să-l folosim. Condițiile de lucru sunt mult, dacă aș spune precare, aș spune un lucru mare. Sunt foarte grele. În primul rând, igresia este în tot căminul, partea de acolo din cămin o ploaie, trebuie reparată scena, necesită investiții de câteva milioane de dinari. Din an în an se promite că căminul se va repara. Eu consider că ar trebui ca Comuna Libunar și din fondurile provinciale să obțină bani pentru repararea căminului. Deoarece am dovedit-o că avem și talente, avem și cadre și putem activa, dar în condițiile astea. E tare greu să aduci tinerii. Am apelat la organele competente de la primărie și mi s-a promis că anul acesta vor începe lucrările de amenajare a acoperișului și după aceea vor continua cu lucrările de amenajare și a interiorului acestui cămin. Eu, activitatea mea și tinerețea mea m-am petrecut-o în acest cămin. Știți să înseamnă și noi copilul nostru ceva. Construit cu forțe proprii ale nicolicenilor, căminul cultural merită să-și recapete înfățișarea de altă dată.